Hei, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vorbim despre produsele de păr pe care le folosesc în mod obișnuit. Ideea clipului de astăzi mi-a venit în timp ce mă vopseam și m-am gândit să vă arăt cum îmi îngrijesc eu părul roz, cum îi întrețin strălucirea, culoarea și așa mai departe. Dar dacă tot aș povesti despre niște produse de păr, am zis să le adun pe toate la oaltă și să fac un clip separat. În prima parte a clipului o să vă povestesc despre câteva produse de păr pe care le folosesc de ceva timp, iar în cea de-a doua voi prezenta produsele pentru păr roz, special făcute pentru a întreține culoarea părului roz, așa cum vă spuneam. Începem cu șamponul de la Clear. Mă înțeleg foarte bine cu el de ceva vreme, însemnând luni, poate chiar ani. Ceea ce am schimbat de-a lungul timpului a fost doar culoarea de pe sticluța de șampon. De data asta am un Clear pentru păr vopsit, bineînțeles, și pentru un păr deteriorat. Nu știu dacă face neapărat ceva în direcția asta, cert este că culoarea nu dispare chiar așa după fiecare șamponare și mă scapă de mătreață dacă aș fi avut sau poate că n-am tocmai pentru că îl folosesc. Îmi mai place de la Clear cel cu flori de cireș, cu sakura. De data aceasta vi-l prezint asta pentru că pe el îl folosesc în perioada asta. Probabil că data viitoare va fi vorba despre un alt tip de clear, dar în general cam pe ăsta îl folosesc. Este varianta de 400 de ml, este ok, mă ține ceva mai multă vreme, nu știu, asta cred că depinde de fiecare persoană în parte, dar sunt mulțumită și de miros și de cum spală părul, face spumă. Următoarele produse pentru păr normal, ca să zic așa, sunt această mască de păr de la L'Oreal, L'Oreal Elsev Dream Long, reparare intensă pentru un păr ca nou, pentru păr lung și degradat. Este mască SOS. Îmi place foarte mult, are keratină vegetală, vitamine și ulei de ricin, vine în ajutorul părului degradat, reparându-l intens și oferindu-i hrănire. Mă rog, ați spune poate că este un bla bla de pe o cutie de produs cosmetic, dar să știți că se simte diferența. Nu o aplic de fiecare dată și bineînțeles ca orice altă mască de păr este indicat să feriți rădăcinile pentru că riscați să vi se îngrașe pielea capului și inclusiv rădăcinile și să apară ca și cum nu v-ați fi spălat pe cap. Și cum ziceam, pe lungimea părului, insistând pe vârfuri și chiar e o diferență, nu aplic de fiecare dată după fiecare spălare, dar cred că odată la săptămână este recomandat oricum să aplicați o mască de păr, mai ales dacă aveți păr vopsit. Și asta chiar își face treaba așa cum trebuie. Cred că este într-o gamă nouă, am luat-o anul ăsta, nu mai știu în ce lună, dar am zis să o încerc. În general mă înțeleg bine cu produsele de la L'Oreal Elsev, produsele pentru păr, dar nu cu șamponul lor. Nu știu de ce, pur și simplu mirită scalpul. Nu mă înțeleg, am tot încercat de-a lungul timpului diferite sortimente, de-a lungul timpului și zic de 10 ani încoace sau poate chiar și mai bine. Și la fel același rezultat. Probabil că acel șampon conține un ingredient pe care nu-l place părul meu, nu știu, habar n-am. Deci, mască de păr, dacă aveți un păr deteriorat, vă recomand, chiar o să simțiți o diferență în bine. Tot de la L'Oreal este acest balsam, mă rog, am mai multe sticluțe de felul ăsta. Sunt sticluțele de balsam rezultate în urma vopsirii, adică cele din cutiile de vopsea și bineînțeles că atunci când te vopsești și folosești mai multe cutii de vopsea, nu poți folosi chiar toate sticluțele de balsam pe care le conțin și atunci automat rămâi cu câteva. Și chiar e indicat, din ce știu, să le folosești împreună cu un șampon după fiecare spălare.
din nou, dacă aveți un păr deteriorat, chiar vă sfătuiesc să folosiți până la capăt balsamul din cutiile de vopsea, pentru că ajută, chiar ajută și pentru culoare, dar și pentru a netezi părul, pentru a-i reda strălucirea și pentru a-l face mai mătăsos. Tot din categoria balsam de păr dintr-o cutie de vopsea sau de la o vopsea, mi-au rămas aceste pliculețe cu balsam de la Schwarzkopf. Mai am încă vreo două, pentru că, așa cum v-am arătat într-un clip anterior, m-am vopsit roz, roză, cum îmi place mie să spun. M-am făcut roză, nu, m-am făcut roz, glumesc. Și mi-au rămas aceste plicuri cu balsam de păr, pe care intenționez să le folosesc, pentru că nu degeaba le pun oamenii acolo și chiar sunt cumva, cred eu, nu știu, sau poate că așa mă gândesc, nu știu, că sunt cumva diferite de un balsam din acela la sticlă. Cred că sunt mai concentrate, habar n-am, și îmi plac. Adică, așa cum vă spuneam, chiar vă recomand să le folosiți până la capăt, pentru că fac diferența și dacă tot le aveți, de ce să nu? Și de fiecare dată am rezonat cu ele și, deși nu e chiar, nu știu, lejer sau comod sau chiar foarte bine organizat să stai cu toate chestiile astea prin baie, eu zic că merită. Așa că, da, alte produse de îngrijire. Și cred că asta s-ar încadra și la produse de păr roz, pentru că vin dintr-o cutie cu vopsea roz, dar cred că și dacă m-aș vopsi mâine, nu știu, brunetă, și-ar face treaba la fel de bine. Am vorbit despre șampon, am vorbit despre balsam de păr. După ce uscăm părul, sau poate uneori chiar și înainte, putem să aplicăm un ulei de păr. Am acest ulei de păr de la Pantene. Sinceră să fiu, nu o să-l mai cumpăr, dar intenționez să-l folosesc până la capăt. Foarte rău nu e, adică foarte slab. E mediu, pentru mine cel puțin. Cred că o să revin la uleiul de păr de la L'Oreal, cel extraordinar sau ceva de genul, cred că se numește. Acesta conține ulei de argan, cum sunt mai toate produsele super hidratante pentru păr. Dar na, l-am folosit și pe păr umed, bineînțeles, se aplică pe păr și păr umed și păr uscat și se lasă acolo, nu e cu clătire. La fel ca orice alt ulei de felul ăsta. Și spune că este un ulei pentru păr subția, deteriorat cu ulei de argan, nu necesită clătire, cum vă spuneam. Aplicați o cantitate mică pe părul umed, începând de la jumătatea lungimii până la vârfuri. Evitați rădăcinile ca să nu vă încărcați părul, să nu vi-l îngrășați. Și da, nu știu, nu simt că ar face o mare diferență sau, nu știu, poate am așteptări foarte mari de la un ulei de păr, dar așteptările alea vin în urma folosirii celui de la L'Oreal și cu care mă înțeleg extrem de bine, pe care o să-l recumpăr, dar nu mai vreau să mai cumpăr dubluri, ca să zic așa, și vreau să le folosesc odată cumpărate și desfăcute, să le folosesc bine. Acum să nu exagerăm, dacă eu, nu știu, e un produs cu care nu mă înțeleg absolut deloc, automat nu o să-l folosesc până la capăt, dar ăsta, cum vă spuneam, e undeva mediu și deocamdată, să zic că face față nevoilor mele, dar nu m-a dat pe spate. Un alt produs de aplicat pe păr după ce l-am uscat, de data aceasta, este un Extra Shine Spray de la Nature Box. Nici pe acesta nu o să-l cumpăr din nou. L-am luat, era o reducere substanțială, pot să spun, și am zis, na, nu l-am folosit până acum niciodată, hai să îi dăm o șansă să vedem despre ce este vorba. Este cu caisă, cred că cea mai tare chestie la acest produs este mirosul de caisă. În rest, din nou, nu prea văd că face o chestie wow pentru părul meu. Nu știu, că nu-l folosesc de fiecare dată și mi se pare că părul arată cam la fel și cu el și fără el. Deci, până la urmă, de ce să mai aplic încă un produs pe un păr care deja este el chinuit, ca să zic așa?
mai bine îl las mai lejer. El m-a atras prin descriere, că spune că este un spray pentru strălucire cu 100% ulei de caisă presat la rece. Mod de utilizare, agitați bine, aplicați pe părul uscat cu prosopul, nu clătiți, protejați de temperaturi scăzute, nu pulverizați în ochi, nu folosiți până la urmă. Și da, nu știu. Nu spune că n-are parabeni, el ca descriere și ca produs cred că e super ok, dar tocmai probabil că n-are foarte multe bazaconii, nu face ceea ce fac alte produse din aceeași, nu gamă, din aceeași familie lexicală, uleiuri de păr. Da, deci un alt produs pe care îl folosesc în perioada asta este ăsta și na, nu știu, e alegerea voastră dacă îi dați o șansă sau nu. Înainte de a usca părul cu feonul sau de a pune placa prin el, îmi aplic acest spray de protecție termică. Acest spray de protecție termică este de la Kalos. Nu recunosc cumva că nu îl folosesc de fiecare dată, chiar de fiecare dată, deși chiar ar trebui și să nu faceți ca mine. Trebuie aplicat, cum spuneam, înainte să uscați părul, oricum, înainte de orice tratament din ăsta cu căldură. Am văzut niște teste pe internet, cum arată o foaie, de exemplu, dată cu spray și apoi pe care s-a tras o placă așa foarte încinsă și cum arată o foaie pur și simplu când o iei și o supui unor temperaturi de peste 200 de grade Celsius. Și da, chiar sunt diferențe majore, așa că da, probabil că ar trebui să fiu cumva mult mai atentă, mai ales în cazul unui păr vopsit și deteriorat. Pe la vârfuri se cunoaște că a trecut prin niște procese, mai ales de decolorare, dar nu regret nimic. Așa că, dacă vreți să-l folosiți, mi-a plăcut. Deși anumite produse de la Kalos, nu mai rezonez cu ele. Nu știu ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. De exemplu, atunci când aveam vârfurile mai spre blond, așa, pentru a elimina tenta aceea de gălbui, foloseam un șampon mov, un șampon special pentru a elimina acele tente și la un moment dat parcă nu mai vedeam nicio diferență. Am încercat tot un șampon mov de la L'Oreal și da, de fiecare dată după ce îl foloseam, se vedea diferența aia, se vedeau acele reflexe argintii. Și așa că am renunțat să-l mai cumpăr pe cel de la Kalos. Cum am mai renunțat de la Kalos să mai cumpăr ceva, dar nu mai știu. Ah, da, șamponul uscat. V-am povestit eu la un moment dat că am trecut pe un alt șampon uscat și da, iar altă diferență, nu știu. Alte rezultate mult mai satisfăcătoare, mult mai apropiate de ceea ce promite produsul respectiv. Și nu știu ce s-a întâmplat, poate am nimerit eu un magazin mai ciudățel, deși nu cred, habar n-am. În fine, ideea e că ăsta chiar e ok, l-aș recumpăra fără absolut nicio problemă. Deși cumva sunt adepta schimbărilor de produse cosmetice, îmi place să încerc, să experimentez, na. Îl recomand până la urmă. Despre această pudră de volum de la Schwarzkopf, v-am mai povestit eu într-un clip trecut. Chiar mi l-am recumpărat de curând, este un ambalaj nou, v-am mai povestit eu pe acolo și îmi place. Chiar astăzi am folosit pudra. Îmi place că chiar oferă acest volum instant și se aplică o cantitate mică de produs pe palmă, freci și apoi aplici unde ai nevoie și unde vrei să îți dai volum părului. Și nu este nici foarte scump, cred că e până în 20 de lei, dacă nu mă înșel. Aveam senzația că o să dispară de pe piață, dar au schimbat doar ambalajul, au mai băgat vreo două alte astfel de pudre, dar acelea se transformă într-un fel de ceară sau gel, o chestie din asta. L-am luat pe cel clasic, îmi place foarte mult, o să-l recumpăr și vi-l recomand în caz că aveți probleme cu un păr care stă foarte plăștit pe pielea capului, se lipește așa, sau dacă aveți un păr lung și foarte greu și automat vă lipsește volumul de la rădăcină, aplicați un pic de produs ăsta și face treabă. Cumva din aceeași gamă, tot
această gamă verde pentru volum de la Schwarzkopf. Îl știți și pe acesta, că îl folosesc deja de ceva vreme și a tot apărut prin clipurile mele despre păr. Este un fixativ. El spune că este un fixativ mega strong, dar să știți că nu e chiar, adică ține și e super ok, dar nu e genul ăla lipicios care să-ți facă părul așa de nașă, nu știu cum să-i zic, nu știu, țeapăn așa, e foarte ok. Uite, de exemplu, eu acum sunt dată cu el, mi-au ținut buclele, sunt după o petrecere și mi-au ținut super bine, adică. Și nici nu e genul ăla, adică mâine dimineață nu mă trezesc și de-abia pot să mai bag mâna în păr. Deși, repet, el este uscat, mai ales la vârfuri. Și da, vi-l recomand. În general le alternez. Pe asta l-am acum în perioada asta. Dar mai folosesc de la Saios tot pentru volum. Cred că tot pentru volum era și ăla, nu mă știu. Parcă era cu mov sau cu albastru, nu mai știu. Ideea e că le cam alternez, dar sunt ok. Adică, na, ăsta cred că mai am puțin. S-ar putea să o să vă prezint următorul fixativ în cumpărăturile din luna octombrie. Octombrie suntem, da. Nu o să insist foarte tare pe acest tip de spray, pentru că, ce să vedeți, acest spray de la CN este pentru beach waves și este toamnă spre iarnă, dar beach waves putem purta oricând, nu? Și este ieftin, este bun și e de fapt o soluție de apă cu sare de mare. Îmi place foarte mult, v-am mai povestit eu despre spray-ul ăsta. Îmi place foarte mult părul un pic mai aspru și senzația aia de păr cu textură. Nu-mi place părul foarte moale și dreptat, dar fără personalitate, habar n-am, nu știu, genul ăla. Și asta nu l-am folosit foarte mult pentru că na, a fost vară și m-a ajutat cumva temperatura de afară, dar dacă aveți nevoie de ceva mai multă textură pentru păr, îl puteți folosi. E o soluție cu apă de cu sare de mare, ce ar putea fi greșit cu el. Uite, pentru aspect natural, obțineți un aspect de surfer, rapid și ușor. Beach Waves vă ajută să realizați acel efect natural de valuri datorită ingredientelor sale active pentru coafuri casual, legere, fără a usca părul. Compatibilitatea cu pielea a fost testată dermatologic. Deci, dacă aveți chef să experimentați treaba asta, go for it. Și am ajuns și la produsele pentru păr roz. Pentru că ideea clipului de astăzi mi-a venit tocmai pornind de la aceste produse roz pe care voiam să vi le prezint în încheierea clipului despre cum mă vopsesc eu singur acasă. Uite că am ajuns și la ele. Sunt două produse, mari și late. De fapt sunt mai mult cilindrice și în fine. Primul dintre aceste produse pe care îl folosesc este acest șampon de la Long Color Expert, Pink Reflex. Șampon nuanțator. Este cu keratină hidrolizată, reflexe roz pentru păr blond deschis, grizonat sau alb. Ideea e că pe ăsta îl foloseam împreună cu șamponul clasic, deci îmi spălam părul mai întâi, apoi îl aplicam pe acesta. Puteți să îl lăsați până la 5 minute în funcție de intensitatea dorită. Se clătesc atât părul cât și mâinile, cu apă din abundență, alternează folosirea acestui produs cu cea a șamponului tău obișnuit. Ei spun că să-l alternezi, adică odată te speli cu ăsta, data viitoare te speli cu șamponul tău obișnuit, doar că eu foloseam și șamponul obișnuit pentru mine, ca să fiu sigură că e spălat bine, bine de tot, pentru că ăsta mi s-a părut că nu prea face spumă. Și atunci mai bine sunt eu sigură de chestia asta și foloseam strict pentru partea asta că e roz și nuanța părul. Și da, face treabă, nu-l foloseam de fiecare dată, odată îl foloseam o dată de două ori, nu, ceva de genul, pentru că mi-era ok cu părul acel roze, așa, mai deschis, nu țineam neapărat să fie un roz atât de intens și mai ales atât de intens. Dar probabil că acum îl voi folosi de fiecare dată sau, băi, s-a defocusat, așa, probabil că îl voi folosi de fiecare dată sau alternând cu cel de-al doilea produs pentru păr roz, adică această mască nuanțatare.
Pe aceasta am primit-o, nu știu de unde este cumpărată și nici n-am căutat până acum unde o putem găsi. Poate găsesc între timp până editez clipul și scriu pe undeva, pe aici sau în descriere. Și îmi place, chiar îmi place foarte mult, este, arată așa înăuntru și colorează, nuanțează foarte frumos și foarte intens. Nu m-aș fi așteptat de la o mască să facă treaba asta și nu iese. Nu iese pe haine, un pic, na, pe prosop, că e normal până la urmă, este un păr vopsit și mai ales cu într-o culoare atât de intensă, era normal să fie așa. Dar, na, este foarte bine și este un mare avantaj faptul că nu rămân urme pe haine, nici măcar pe gulerul unei bluze albe sau mai știu eu cum. Așa că îl voi... cel puțin cât am părul roz, îl voi căuta și eu și am înțeles că, deși este produs în Suedia, este 100% vegan, nu este testat pe animale, un mare plus, se găsește și în România. Așa că, da, sper să-l găsesc și să-l recumpăr, cum spuneam, cel puțin cât am părul atât de roz. Bun, cam atât pentru astăzi. Sper că v-au plăcut produsele pentru păr pe care vi le-am prezentat și sper că v-au ajutat cumva recomandările, măcar dintr-o parte sau cealaltă. Și dacă aveți cumva, nu știu, ideea asta de a vă vopsi părul roz, dar vă e teamă, vopsiți-vă părul roz, dacă asta vreți. Adică se regenerează, se poate îngriji cu niște uleiuri, habar n-am, sau se tunde până la urmă, că o să crească. Așa că dacă vreți să faceți vreo nebunie de genul acesta, faceți nebunia și apoi vedeți cum vă descurcați. Nu este absolut nicio problemă. Așa că dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, subscribe, clopoțel ca să primiți notificări ori de câte ori postez ceva nou pe YouTube și până data viitoare, rămâneți frumoși! V-am pupat! Pa!